Circulația fluvială este închisă și partea din Bulgaria a închis navigația pe sectorul lor și cei din Serbia au închis datorită formării unele zone a podului de gheață, în altele unde curs loiuri în procent de 60, 70, 90% și în plus debitul și nivelul Dunării este în continuare în scădere, iar geamandurile datorită gheții au fost dislocate de pe poziție și nu mai prestă siguranță pentru navigație. Gerul din ultimele zile creează probleme pe Dunăre. În unele zone, fluviul este acoperit în proporție de 90% cu sloiuri de gheață. Marinarii încearcă să elibereze calea de acces a bacurilor pentru a-i transporta pe oamenii de pe un mal pe altul. Cum sunt condițiile de traversare? Păi se vede, foarte greu. Și vă descurcați? Păi încercăm, noi asta vrem. Ne străduim să încercăm asta. Că să ajutăm lumea asta care așteaptă. Sunt probleme. Gheață multă, se bagă sub flotoare, frânează. Viteza de înaintare e foarte mică din cauza gheții. Și vine continuu de sus, cu sloiul continuu. Dar de traversat veți traversa regulat păi astăzi? Asta, de asta am și suntem la servici ca să traversăm, dar să și putem. Sperăm să putem, cu două bacuri mai spargem gheața. Până aduce un remorcher ceva să mai spargă pe aici. Deocamdată, bacurile nu efectuează curse regulate. Transportul pasagerilor are întârzieri și de 10 de minute, însă oamenii au răbdare și înțeleg situația. L-am trecut și pe gheață chiar. Ați apucat pe gheață? Oia, ia, la 72 de ani nimic, cum să n-apuc? Dar sunt adevărate poveștile? Că treceau căruțele? Și cu mașina a trecut. Ați văzut dumneavoastră? Așa eram copil când trecea și a înghețat Dunărea din limpede. Din limpezeală, nu din sloiuri. Da, da, da. Direct. Așa de ger a fost. Așa de ger a fost. Și nu a murea nimeni. Acum, cum dă un pospai, moare lumea, nu merg mașinile. Nu mai e. Stau acolo. Rămâneți acolo. Da. Bine e problemă cu gheața. Bine că merge, da. Chiar din două în două. Da, da, da. Ați mai văzut Dunărea așa înghețată? Am mai văzut-o, da. Și mai rău? Și mai rău. Treceam și cu remorcherele și cu... Cu împingătoare. Da, da. Deși pe Dunăre curg sloiuri de gheață, echipajele medicale ajutate de autorități au reușit să ajungă în județul Tulcea pentru a ajuta o bătrână și pentru a aduce la spitalul din municipiu doi copii bolnavi.